Izabela Hașa, cunoscută actriță a Teatrului de Artă din Deva, vine în fața publicului și în mod deosebit a copiilor cu o carte pe care a intitulat-o Iubire fără cuvinte. Este o carte plină de sensibilitate și duioșie, o carte de care se vor bucura nu doar copiii, ci și toți cei care iubesc animalele și în mod deosebit câinii, acești prieteni devotați și afectuoși ai omului, animale care nu întotdeauna se bucură de o soartă bună. Cartea, care cuprinde o mică povestire izvorâtă din realitate despre cățelușii Rico și Linda, este completată cu pagini pe care copiii sunt invitați să le coloreze. Evenimentul este organizat de Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva și va avea loc în ziua de 8 decembrie 2015, ora 11, în incinta Deva Mall, etaj 4, Saldor.